Salut! Aș fi vrut să am ceva pozitiv să vă raportez astăzi, printre primele videouri YouTube pe care vi le postez, dar azi vreau să vă arăt câtă pagubă am eu la fiecare coasă, la fiecare parcelă, mi se fură foarte mult din câmpuri. Aici, această parcelă de luternă este foarte frumos crescută, am cosit-o deja de două ori și acum când să cosesc a treia coasă, iată, în mijlocul parcelei s-a croit un veritabil drum, fiindcă drumul adevărat de acces a fost foarte nepracticabil, foarte cu multe gropi. Consătenii mei au creat o altă cale, mai sus, fix prin mijlocul luțernei mele, aici puteți vedea. Așa. Și acum am venit cu căruța cu gunoiul și descărcăm să baricadăm puțin drumul cu ajutorul gunoiului. Dar nu asta este problema astăzi, problema cu drumul este mai veche. Azi venind să aducem gunoiul la câmp, am constatat paguba. Aici, o parcelă, un pâlc furat, proaspăt. Asta de fapt proaspăt. De ieri, de alaltăieri, deja au început hoții să fure. Pe lângă drumul acesta creat prin mijlocul parcelei mele, alt pâlc, al doilea. Deci, un pâlc mai mic, care este din cea mai faină porțiune a luțernei. Al doilea pâlc mai mare, cât de o căruță bună de iarbă, de luternă. Acum când ea este în creștere, când eu aș mai fi așteptat vreo săptămână sau 5-6 zile, al treilea pâlc de furăciune. Uitați ce frumoasă și mare ar fi fost lucerna. Aici, în mijlocul parcelei, se văd pâlcurile furate. Și aici, în stânga drumului, iarăși o porțiune mai mică și de aici se vede în mijlocul luțernei iarăși drumul creat în loc de drumul acela care e din jos în partea stângă. Deci asta este terenul cultivat de mine cu mult efort, cu multă investiție, cheltuială de efort fizic, de bani, de munci, de lucrări. Și drept rezultat vin alții și îmi fură cele mai frumoase părți din parcelă. Eu când vin să cosesc, de multe ori găsesc doar resturile. Foarte mare pagubă și frustrant pentru mine, dar mă rog lui Dumnezeu să se îndure de noi și să pună pe inima celor care fură să nu mai fure. Eu nu le doresc rău, dar le doresc să se pocăiască și să nu mai pure. Dimpotrivă, să lucreze la ceva bun cu mâinile lor ca să poată ajuta și pe alții. Hai! Vă doresc multă bucurie! Servus, toc!